Bun găsit, dragi gemeni, și bine ați venit la etalarea voastră pentru luna mai. Vă rog să țineți cont de faptul că este o etalare generală, luați din ea doar mesajele care se potrivesc cu voi, restul lăsați-le aici, sunt pentru alte persoane. Puteți să ascultați și semnele zodiacale în care aveți luna ascendent în nodul nord, cu siguranță găsiți și acolo mesaje importante pentru voi, dragii mei gemeni. Să știți că uneori se potrivește mai bine de la ascendent sau de la semnul zodiacal în care aveți cele mai multe planete pe astrograma natală, dar aici nu-i horoscop, discutăm despre cărți de tarot care sunt valabile pentru această energie, da? La voi e gemeni, deci dacă aveți multe planete în gemeni, ascultați. Hai să vedem, dragii mei gemeni, nu uitați că sunt și etalările zilnice, sunt și etalările săptămânale pe semne zodiacale, acolo probabil găsiți mesaje ceva mai amănunțite pentru fiecare săptămână și de asemenea nu uitați că încă mai este valabilă și înregistrarea pentru primăvara astronomică în care analizez acolo foarte, foarte amănunțit fiecare aspect din viața voastră. Hai să vedem, avem spânzuratul, împăratul, 3 de monede, valetul de monede și un 3 de cupe. O colaborare, o mică mare petrecere, dragii mei gemeni, acum, na. Și soarele intră în semnul vostru, da, spre final de lună mai, nu știu să vă spun despre ce e vorba, dar e interesant că aveți aici ceva nou, ori finalizați ceva, ori sunteți la începutul unor studii, da? La începutul unui loc de muncă sau vă doriți ceva mai multă stabilitate acolo și totuși văd oriceva ce învățați, poate e o lună în care vă concentrați foarte mult pe zona prietenilor, pe zona colegilor de muncă, poate chiar un trio pentru unii gemeni. E interesant aici că aveți un personaj cu autoritate sau zona statului, zona instituțiilor publice, o persoană cu autoritate din viața voastră sau șeful, șefa, posibil și acest lucru. Aici văd niște blocaje, dragii mei gemeni, se întâmplă anumite lucruri, cineva ori este blocat, ori se întâmplă anumite evenimente și blochează toată situația, posibil cineva să vină așa să pună piciorul în prag și să spună până aici, dragul meu geamăn, hai să vezi lucrurile și dintr-un alt unghi. Posibil e adevărat cineva să fie sacrificat din viața voastră, cineva cu autoritate foarte mare, da? Dar simt aici că pentru mulți că e vorba de zona profesională sau de zona prietenilor. Hai să vedem situația, puterea. Ce gândiți voi, valetul de bâte? Ce simțiți voi, marele preot? La baza manifestărilor, 4 de bâte, în exterior, 5 de cupe. Ce simte cealaltă persoană, diavolul, sau ce simt ceilalți? Ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, 5 de bâte? Aveți câteva arcane majore, dragii mei gemeni, sunt 4 până acum. E mult, toate au legătură cu această culoare maronie, cu pământul, da? Poate cu lucruri care erau sigure pentru voi. Acum să știți că au loc niște quadraturi prin mai, da? Între planetele din Taur și cele din Vărsător, deci cu siguranță posibil și voi să fiți puțin zguduiți. Aici văd că e adevărat, v-am spus, sunteți blocați, sunteți provocați, dar acest blocaj sau acest sacrificiu în care voi vă aflați aici, să știți că vă provoacă și vă face să deveniți o persoană mult mai puternică. Văd că vă provoacă și uitați ce atitudine luați aici, deci o atitudine pur și simplu sacră, o atitudine mult mai suspusă față de cum s-ar fi așteptat ceilalți, dragii mei gemeni. E ceva intens aici, e o provocare mare, e adevărat, însă văd că ori sunteți ghidați de cineva, ori sunteți ghidați astral, e o persoană sau sunt persoane în jurul vostru care vă ajută, care pur și simplu poate vă dau idei în acest sens. E adevărat, în exterior atmosfera este cam agitată în această lună și văd aici cu puterea că se cere de la voi să dați dovadă de multă rațiune, e nevoie să vedeți lucrurile altfel, poate chiar să vă informați mai mult dintr-un anumit punct de vedere.
Hai să vedem ce gândiți voi, valetul de bâte. Voi poate vă gândiți la o schimbare, dragii mei gemeni, vă gândiți la o mutare. Pur și simplu parcă vă doriți lucruri noi în viața voastră, vă doriți să faceți tot felul de lucruri, parcă dați de veste celorlalți că vreți ceva nou, că pur și simplu vreți să faceți, să faceți așa un salt peste noapte și să schimbați totul la 180 de grade. Aveți foarte mult entuziasm în această lună, vă simțiți bine, cu toate că v-am spus, în exterior se întâmplă tot felul de lucruri așa, destul de tulburi, aș putea să spun. Ce simțiți voi, marele preot? Păi, dragii mei gemeni, acesta este Chiron, dacă vă ajută cu ceva. Și având în vedere că e pe zona sufletului, cred că e o perioadă în care vă vindecați niște lucruri din punct de vedere emoțional. E posibil de asemenea în exterior să se întâmple tot felul de evenimente. Să vedeți niște slăbiciuni poate la ceilalți sau niște lucruri care sunt mai puțin plăcute pentru voi. Dar aceste lucruri cumva să vă pună o oglindă în față, dragii mei gemeni, și să conștientizați și să vindecați anumite lucruri pentru sufletul vostru. Iarăși, posibil cineva să vă cam dezguduie nițel, cineva să vă dezamăgească în mică mare măsură și atunci văd că sunteți aici foarte puși pe treabă, dragii mei gemeni. Sunteți foarte siguri pe ceea ce vreți să faceți, aveți o inteligență aparte și de asemenea simt aici din cărți că e posibil să fiți mai înțelepți decât de obicei, posibil să țineți cont foarte mult de principiile voastre morale și ceea ce vi se arată vouă în exterior, v-am spus, e ca o oglindă pentru voi și conștientizați și poate chiar vindecându-i pe ceilalți și ajutându-i pe ceilalți, pur și simplu vă ajutați pe voi. Sau poate aveți de a face cu o astfel de persoană mai intuitivă, o persoană care este într-o poziție foarte bine aspectată, o persoană care poate lucrează cu zona ocultului, o persoană specialistă pe un anumit domeniu, poate cereți sfatul cuiva, dar pentru alți gemeni să știți că e posibil să fiți puși în poziția de vindecător în această perioadă. La baza manifestărilor voastre aveți 4 de bâte, vă pregătiți pentru ceva anume, faceți aici o echipă fantastică, vreți să stabilizați ceva, vreți să încununați ceva, vreți să sărbătoriți ceva, deci voi nu vă lăsați duși cu una, cu două de acest mic mare blocaj de aici care se întâmplă, v-am spus, nu neapărat la voi, acum dacă sunteți o persoană cu autoritate la locul de muncă și așa mai departe, e posibil să apară diferite discuții, diferite divergențe de opinie și așa mai departe, în care voi sunteți puși într-o situație în care e nevoie să închegați lucrurile, e nevoie să predați acolo niște lecții de viață și niște principii după care ceilalți ar trebui să se ghideze. În exterior, 5 de cupe, dragii mei gemeni, în exterior, cred că cineva dă bir cu fugiții din viața voastră sau voi dați bir cu fugiții, văd că e o persoană aici care ori rămâne singură, ori discutăm despre faptul că vi se pune pata și pentru că cineva a încălcat niște principii, da, și atunci dați bir cu fugiții. E interesant aici, iarăși îmi vorbește despre faptul că aveți de-a face cu un personaj care se uită doar spre partea negativă a vieții, în niciun caz nu vede și ceea ce este pozitiv, în niciun caz nu vede și alte lucruri care s-ar putea întâmpla în viața lui sau în viața ei. E intensă energia de trio, iarăși aici, da? Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Avem diavolul. Cineva cred că e dependent de voi, dragii mei gemeni, sau în exterior aveți o tentație foarte mare. În exterior e destul de multă agitație, în sensul că pur și simplu parcă sunteți puși într-o situație în care, v-am spus, sunteți foarte tentați și e o situație care vă pune așa o oglindă și scoate din voi niște lucruri așa care poate vă țineau blocați aici. Dacă poate blocajul era, de fapt, cu siguranță blocajul e și pentru voi, nu numai la nivel de autoritate sau de șef, șefă, instituție publică, da, sau mai știu eu ce. Interesant, iarăși aveți aici o persoană care este dependentă din punct de vedere emoțional, din punct de vedere a poftei de viață, da? Este dependent sau dependentă de voi, dragii mei gemeni. Mai văd aici un 5 de bâte, 5 de bâte care îmi spune că
În exterior se anunță un mic mare război, o mică mare revoltă, dragii mei gemeni, cineva aici se cam luptă cu un balaur, cineva are nevoie de ajutorul vostru, cineva vine și vă cere ajutorul. Acum, dragii mei gemeni, posibil să vi se ceară ajutorul de către o persoană într-o anumită situație și voi să fiți într-o poziție foarte suspusă, într-o poziție benefică pentru a reuși să faceți acest lucru. E o luptă aici foarte interesantă, dar e o luptă în care se cere multă cunoaștere pentru a reuși să o izbăviți. De asemenea, e o luptă în care, e adevărat, cealaltă persoană cere aliați, da? Sau ceilalți vă cer așa drept aliat. Și să știți că e interesant că, uitați, voi sunteți aici, imediat vreți să și zburați. Văd mult entuziasm aici la voi, dragii mei gemeni, și per total eu cred că e o lună bună, o lună în care sunteți invitați, da, să participați la un mic mare război, la o mică mare revoltă, poate pentru unii gen. Hai să vedem și oracolul arhanghelilor ce mesaje are pentru voi. Wow, avem iertarea divină, dragii mei gemeni, poate acest lucru îi veți învăța pe ceilalți sau poate și voi învățați acest lucru în această lună. Este arhanghelul Zadachiel și cred că e o lună în care vi se cere să dați dovadă de compasiune. Și e interesant, uitați că spune foarte frumos aici că te inspir să descoperi dimensiunea profund vindecătoare, pregnant liniștitoare și dumnezeiască a iertării. După cum am spus, dragii mei gemeni, e o lună a vindecării pentru voi, aveți toate șansele pentru această parte, ca să spun așa, și ca număr important e numărul 7. Acum ori o dată cu 7, 7, 17, 27 sau discutăm despre ora 7, despre un echilibru din punct de vedere energetic. Se cere de la voi multă înțelepciune, dragii mei gemeni, pentru că o veți avea în această lună mai și asta e foarte interesant, sau poate aveți o persoană mai înțeleaptă în jurul vostru care v-ar putea ghida și v-ar putea ajuta în acest sens. Frumoasă etalarea voastră, eu vă pupăcesc, nu uitați să ascultați și filmările săptămânale, filmările zilnice, cu siguranță găsiți și acolo mesaje importante pentru voi. Vă pupăcesc și ne revedem la alte filmări.